Bună seara, stimați prieteni! Mă aflu în fața Parlamentului Republicii Moldova. Am venit în special din Bălți ca să văd cam câte corturi în cap, cum le putem pune și ce o să facem. Până la urmă am aflat câteva ori în urmă Consiliul Platformei DA a decis să pui corturile vineri în fața Parlamentului ca să nu fie loc pentru Dodon și Usatu, cum s-a exprimat. Stimați lideri a Platformei DA, am ultimul apel către dumneavoastră. Eu respect toți cetățenii care protestează, dar toate porcările și măgările care le faceți. Ne acuzați că am furat și noi miliarduri, suntem de-a lui Plahotniuc, școala a 5-a. Poate totuși mai mergeți, treceți un tratament, poate prezentați la cetățeni actele, un certificat la Costiujeni că sunteți în regulă. Cei care strigă și ne numesc în tot felul. Ceea ce ați decis să puneți corturi vineri cu două zile înainte de a veni noi, asta nu înseamnă că noi nu venim. Поэтому, дорогие друзья, пусть они со стеклянными глазами говорят все, что хотят, мы ведем себя корректно. Я, как говорил, 27 сентября, 14:00, встречаемся перед парламентом. Колонна нашей партии формируется на площадке перед Кишиневским цирком, поэтому с 12 до 13:00 собираемся, в 13:00 начинаем выдвигаться. Поэтому идем только вперед, ну и заодно по пути разберемся, чьи же все-таки эти платформа, да, потому что вместо Dignitate et Adevăr они похожи больше на расшифровку Dușeț Vacasă, да, Dușeț Vacasă. Poate vă duceți acasă și ne lămurim noi cu oligarhii, nu mai știți așa rămbătăți.